Aha! Să speră că nu mișcă nimeni! Cărțile de muncă la control! E teledorele inspectorii și ne-a zis coala Mărioa. Stai bre așa că nu e așa. Păi ce faci băi? Stai așa. Deci, sunteți de la inspecția muncii? Da. Aha, Dorele, sună pe coala Mărioa. Bun, până aici e bine. Legitimație aveți? Bineînțeles. Ia dă bre legitimația încă. Ce să ne uităm la ștampilă, vedea că e originală, uite că e originală, vezi, poza, față, stânga, dreapta, spate, bun, să spunem că am făcut-o și pe asta, dar nu pot să citesc pentru că mi-e intrat pământ în ochi. Nu mai trageți de timp pe fazioniștilor, spuneți unde sunt cărțile de muncă. Hai bre. Gata, am ajuns, proprietarea sunt. Să rămână. Să rămână, doamnă Marioara, vă rog frumos, prezentați-mi cărțile de muncă al acestor doi gropari. Ce gropari, domne? Păi cum, doamne, aici nu-i cimitir? Nu e cimitir, e grădina mea de legume. Și dumnealor sunt doi prieteni care mă ajută să pun varza. Varza? Păi și crucile astea, astea multe, ce sunt cu ele aici? Crucile sunt semne. Sunt semne ca să știm unde am pus morcovii, țelina, varza. Varza? Da. Varză, da. Ei, lăsați că vă fac eu dosar penal acum. Stați, domne, băi. Cine sunt ăștia, mă? Ce vreau ăștia, mă? Garicilor, mă, nenorociților, că dacă vă mai luat... Vedeți, domne, vedeți, v-am spus eu că plătăm varză. Da, e varză. Haide, mă. În anii de glorie ai societății socialiste multilaterale dezvoltate și înaintarea României spre comunism, eforturile clasei muncitoare, ale intelectualității și țărănimii au dus la epocale descoperiri și invenții românești. Printre acestea se numără inventarea apei calde, genială și determinantă descoperire a poporului român, care nu mai făcuse baie de pe vremea înaintașilor Decebal și Traian. Proverbiala inventivitatea harnicului popor român, călăuzit de geniul din Carpați și de simpatica sa soție, a dus la inovații ingenioase, promovate și investite a revistă Technium, precum această formă de energie alternativă, foarte des folosită de locuitorii de la orașe și sate. Poate ați crede că cea mai mare invenție din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic este stiloul, inventat de Petrache Poenaru. Chiar știți cum a fost inventat stiloul? Tovarășul Dan Voiculescu, cadru de nădejde al securității statului, se tot chinuia să scrie diverse note informative. Stimați tovarăși telespectatori, cea mai mare invenție a orânduirii socialiste a fost însă caloriferul, încununarea eforturilor conjugate ale țărănimii, intelectualității și muncitorimii, eforturi de a se încălzi pentru creșterea productivității. Caloriferul a fost soluția extraordinară produsă de minunatele minți ale acestui popor. Iată de ce trebuie să fim mândri de invenția românească, de la care au pornit nimicurile capitaliste numite centrală pe gaze, încălzire prin pardoseală sau panouri electrice, pompă de căldură sau alte mărunțișuri occidentale.